Bun găsit! Vorbim despre luna nouă care se formează în Leu pe 16 august. Foarte tensionată, într-o zodie a iubirii, a pasiunii, a libertății, dezvoltării și expresiei de sine. Cum reușim să fim noi înșine, să fim liberi, să ne simțim în largul nostru de lună nouă, pe un fond atât de tensionat în care planetele parcă se ceartă unele cu altele și ne pun inima la grea încercare. Efectul de lună nouă începe încă de pe 14 de la prânz și se întinde până la finalul zilei de 16. Dar, efectiv și la punct fix, luna nouă se produce în ziua de 16 la ora 10 dimineața, înainte de prânz. Deci este o perioadă de câteva zile în care pur și simplu înflăcărarea, pasiunea, entuziasmul, exaltarea, elanul, dar și orgoliul, mândria, verticalitatea, demnitatea și independența sunt la cote maxime. Nu se înțelege această lună nouă, care are și un Venus retrograd și o lună neagră în context, nu se înțelege deloc bine cu Uranus, dar și cu Jupiter din Taur. Deci încăpățânările, îndârjirile, fixitățile sunt foarte mari, cramponările de un fel de a fi, un mod de a fi. Poate că nu este rău pentru că așa se lămuresc lucrurile. Ajungem într-un punct ireductibil. Simțim că peste asta nu se poate trece. Sau traversăm o situație în care cumva trebuie să ne călcăm pe inimă dacă vrem să fim onești. Dacă am făcut o greșeală, nu ne convine să ne cerem iertare, dar trebuie să recunoaștem că am greșit. Și asta înseamnă să trecem peste noi cei care am greșit, pentru că abia acum suntem noi cei cu adevărat, în momentul în care suntem clarificați, lămuriți și avem și demnitatea și curajul să ne recunoaștem greșeala. Dar pot fi și situații în care se produc tot felul de situații mai puțin confortabile sau demne și trebuie să le facem față. Stângăcii, rușini, vinovății care se pot crea pentru că am spus ceva, am făcut o indiscreție, cineva ne bate obrazul sau ne cere niște explicații, pot fi tot felul de stânjeneli în dragoste sau în relațiile afective cu oamenii pe care îi iubim și care cer multă demnitate, mult curaj, mult aplomb, prezență de spirit, reacție spontană pentru a drege lucrurile cu foarte multă sinceritate. Este o perioadă de sinceritate, mai ales că Venus este retrograd, repară ceva ce în rândul trecut am dat-o cam după păr și nu prea iese bine. Acum trebuie să fim chiar foarte transparenți. Iar dacă se supără cineva pe noi, asta este, trebuie să ne asumăm cu demnitate și fără supărare și să dăm libertate omului, da, să se și supere pe noi. Să vedem acum pentru fiecare zodie în parte ce aduce această lună nouă. Pentru berbeci, foarte mult spirit tranșant, un bisturiu cu care își sondează inima și chiuretează din inima lor, scot din inima lor ceva ce cândva a mers, a funcționat, un sentiment, o plăcere, dar acum nu mai funcționează. Poate fi o operație chirurgicală pe propria lor inimă, în sensul de a scoate din inima lor un vici, o pasiune, un atașament față de o acțiune sau de un consum, poate chiar pentru o substanță, dar care nu îi pune în demnitate și nu face bine relații. Deci se pot tăia de pe listă vicii anumite gesturi, ticuri, obișnuințe care lor le plăceau, dar care nu sunt bune, nu sunt nici sănătoase, nici pentru ei, dar nici pentru relație. Apoi trebuie să-și recunoască greșelile față de persoanele iubite, în special față de copii, pentru că e și un moment în care pot drege lucrurile pentru tauri. Această lună nouă poate aduce o schimbare, mai ales în raport cu familia. Tot așa, recunoscând greșelile care au avut loc și greșelile pe care ei le-au făcut. Poate au nedreptățit pe cineva, au luat ceva de la cineva sau nu au dat cât a trebuit să dea. Are legătură cu posesia și posesivitatea această lună nouă în care repară, recuperează o demnitate pe care și-au știrbit-o când au fost zgârciți, egoiști, când nu au oferit din inima lor, din bunurile lor, din atenția lor, din iertarea lor. Și acum pot face lucrul ăsta
și au nevoie de o schimbare de atitudine pentru a o putea face, dar dacă le iese, atunci foarte multe lucruri se pot îndrepta, se pot îmbunătăți și chiar se pot lipi, se pot repara relații. Pentru gemeni, această lună nouă aduce curajul de a spune unor lucruri pe nume, mai ales acelea puse, aruncate sub covor sau ținute încuiate în suflet. Poate că aceste mărturisiri le fac față de un prieten, poate nici măcar atât de apropiat, dar simt nevoia să-și descarce sufletul sau găsesc un specialist și bine ar fi să o facă cu o persoană care îi poate înțelege și îi poate sfătui. Întorc o problemă sentimentală pe toate părțile, se gândesc la cât de mult sunt iubiți de cei din jur, de ce poate relațiile nu funcționează, poate înțeleg chiar un tipar care se repetă în raport cu persoanele apropiate și deși ei cred că s-au sacrificat, au dat, au iertat, au lăsat de la ei, totuși lucrurile n-au funcționat, deci undeva e un nod, nu fac ceva ce nu e bine, cu bună intenție, dar ceva ce nu e bine. Și trebuie să găsească măsura corectă a lucrurilor. Ori spun prea multe, ori spun pe un anumit ton, ori undeva, cu intenție bună, ceva nu fac bine. Pentru raci, luna nouă în leu vorbește mult despre autovalorizare. Și poate cu această lună nouă se schimbă atitudinea pe care o au față de ei. Poate că se reactivează un moment în care s-au simțit foarte nedreptățiți, mai ales colectiv, în fața unei colectivități, de grupul de prieteni, de grupul familial, de mai multe persoane sau de o comunitate în care ei trăiesc și simt că poate niciodată n-au făcut parte, n-au fost primiți, nu s-au integrat, deși au funcționat acolo alături de anumite persoane, niciodată n-au fost de acord cu un anumit stil de a se comporta, cu anumite obiceiuri și cumva acum spun, dacă despre mine când mai e vorba, dar eu de fapt când mă trăiesc pe mine cu adevărat, pentru că de-a lungul timpului tot am lăsat de la mine și încep să se valorizeze cu această lună nouă și bine fac. Pentru lei, această lună nouă se produce chiar în semnul lor zodiacal și poate să îi facă foarte stânjeniți de o postură în care sunt puși. Fie că pentru că au promis ceva și trebuie să țină de promisiune, dar n-a fost promisiunea lor, mai mult a fost mulță sau a fost într-un context care acum nu se mai reproduce și nici promisiunea nu mai stă în picioare. Și își dau seama că se pun într-o poziție ciudată, neplăcută, dacă se retrag, dacă spun că nu mai vor să facă, nu mai vor să fie prezenți, nu mai vor să participe, dar totuși, dacă vor să fie corecți față de ei înșiși și cumva de aici și față de alții, trebuie să facă așa cum le dictează conștiința și inima, chiar dacă dezamăgesc, asta este. Și aceste dezamăgiri pot avea legătură cu orice persoană apropiată, inclusiv legăturile apropiate cu superiorii, cu șefii lor la serviciu. Deci este un moment foarte delicat în care ei pot spune un nu brusc și brutal și pot deranja mult. Pentru fecioare, este o lună nouă care pune pe tapet iubirea, relațiile afectuoase cu o persoană față de care există o distanță, nu neapărat sufletească, poate fi o distanță geografică, o distanță culturală, religioasă. Iubesc, dar nu știu cum să ajungă la acea persoană. Sunt destul de stângace fecioarele, mai ales dacă există o diferență de viziune, de principii și le doare. Au nevoie de mai mult timp pentru a integra punctul de vedere al celuilalt, obiceiurile, cultura din care vine, educația pe care a primit-o, poziția și postura pe care o are. Pentru că aceste diferențe pot pune sub semnul întrebării longevitatea relației, perspectivele relației, eventual scopurile comune. Dacă nu există o bază, un fundament de credințe, crezuri, atunci da, ea poate fi periclitată în viitor și au nevoie să rezolve această problemă. Pentru balanțe, este o lună nouă în leu care pune în discuție cu destul de multă violență filozofia de iubire a lor și a partenerului de viață. Multe balanțe se pot simți neglijate. Ar vrea să facă cu partenerul lucruri în comun, dar poate nu au gusturi comune, nu au timp, nu se sincronizează și cumva simt că fiecare trage în altă direcție. Poate fi foarte supărător pentru balanță, pentru că ele sunt foarte dornice să împărtășească și chiar dacă pot face lucruri singure și își pot umple timpul,
De fapt, cel ce dorește mai mult este să găsească activități în comun. Pot fi supărate și pot pune piciorul în prag în relația partenerială din cauza faptului că nu sunt mulțumite de anturajul partenerului de viață și nu înțeleg risipa de timp, risipa de energie sau chiar posturile sub demnitatea partenerului în care acesta se pune doar de dragul de a fi alături de cineva. Pentru Scorpion este o lună nouă în Leu care îi ajută să-și contureze identitatea și calea de viață, practic menirea, ce vor să facă, cine sunt, rolul în fața unei colectivități, comunități, în fruntea unei instituții. Poate fi vorba și de afaceri, dar nu numai de afaceri, și de locul lor în comunitate, identitatea lor în comunitate. Și vor să-și o contureze mult mai clar. De aceea au de corectat, pentru că această lună nouă este asociată cu Venus retrograd, au de corectat posturi, situații în care poate nu s-au ridicat la înălțimea demnității lor, au fost puși poate sub demnitatea lor și n-au reacționat atunci foarte clar. Acum însă o fac, tocmai pentru că le pasă de postura și rolul pe care încep să-l joace și de identitatea pe care și-o formează și a trebuie să fie corectă. Pentru săgetători este o lună nouă care pune în discuție crezurile pe care ei le-au îmbrățișat și le iubesc, credințele, principiile după care se ghidează și poate în relația cu persoana iubită sau în relația cu alții nu vor să-și trădeze crezurile și le apără. Și o pot face foarte brutal sau foarte direct, fără niciun fel de concesie și de compromis. Și lucrul ăsta îi obosește și pe ei în discuții interminabile, în care argumentează, polemizează, dar îi poate stânjeni și pe cei din jur. Însă simt nevoia să intervină, simt că e o dovadă de iubire, că e de datoria lor ca să nu menajeze pe nimeni, să spună exact ce gândesc, să se lupte pentru dreptate și adevăr atât a lor cât poate și a altora, a unei comunități, colectivități pe care o reprezintă și se luptă foarte voinicește pentru aceste principii, idei pe care ei le iubesc. Pentru Capricorni, o lună nouă în Leu care anunță și în cazul lor tensiuni de dragoste și de libertate în dragoste, pe care mai ales partenerul sau persoana apropiată de Capricorn în acest moment și le anunță. Și sunt consternați aproape Capricornii, pentru că partenerul ia distanță sau de mult se anunță asta, face pe cont propriu niște lucruri și ei nu știu cum să reacționeze, să se apropie, să se adauge, să participe, dar le place, sunt sinceri sau nu? Adică ar vrea să fie alături de persoanele iubite, dar poate că nu sunt în inimă în inimă, nu simt la fel, nu gândesc la fel, nu iubesc aceleași lucruri. Cum să fie aproape? Aici este nevoie de mai multă empatie și chiar de curajul de a încerca experiențe noi, de a vedea și ce este drag celuilalt. Pentru vărsători, o lună nouă în Leu, care pune pe tapet pentru vărsători ideea de imagine publică. În sensul, se iubesc pe ei atât de mult încât să aducă la suprafață ce au ei mai frumos, ce au ei mai bun. Și pot dori din toată inima la această lună nouă să ofere de acum încolo versiunea lor cea mai frumoasă și cea mai bună în toate relațiile pe care ei le au și în relația cu partenerul de viață. Este o schimbare, pivotează cumva, este o schimbare de dispoziție pe care au șansa să o facă acum la lună nouă. Nu e confortabilă, dar o pot face. Indiferent cum se poartă ceilalți cu ei, au un moment în care la această lună nouă pot alege cum vor ei să se poarte cu ceilalți, indiferent că primesc apreciere, nu primesc apreciere, e vorba despre ei, conștiința lor și sufletul lor să fie bine, să fie deschiși și iubitori, oricând în orice context. Pentru Pești, o lună nouă în Leu care le dă curajul de a pune punctul pe ei, de a pune piciorul în prag, de a spune ce nu e sănătos și ce nu este corect, convenabil în relația de iubire. De a sesiza ce este toxic în relația de iubire. Iubire față de ei, dar iubire și față de altcineva. Pentru că poate și lor își fac rău,
prin felul în care se cultivă, se educă, se apreciază și se iubesc, dar fac și în relație rău. Anumite lucruri ascunse care nu se spun, politețuri și convenții, formalisme care sunt respectate prea rigid și care nu lasă relația să trăiască, o sufocă. Deci cumva falsitățile, măștile, prefăcătoriile sunt punctate acum la această lună nouă și au curajul să dea măștile jos. Așa să fie pentru toată lumea, să ne fie bine.